Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Nădăjduiește în Domnul, partea a doua. Îmi pusesem nădejdea în Domnul. Psalmul 40, versetul 1. David se confesează cu bucurie aici. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pieirii, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii, mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut. Au fost extrase din primele trei versete din Psalmul 40. Să aștepți înseamnă să crezi că Dumnezeu știe ce face, chiar și atunci când nu-ți face cunoscute toate detaliile. Poate ești necăsătorit și cauți o persoană cu care să-ți împarți viața. Poate ești pe punctul de a intra într-o relație, dar știi că nu ar fi pe placul lui Dumnezeu. Nu e persoana potrivită, deoarece nu împărtășiți aceleași valori, aceleași idealuri sau aceeași dedicare față de Hristos. Poate ești ispitit să ai relații intime chiar dacă nu ești căsătorit. Lumea obișnuiește să-ți arate o mostră înainte să cumperi produsul și știi că nu asta e și metoda lui Dumnezeu. Cu toate acestea, ești tentat să te gândești, m-am săturat să tot aștept. Mă voi duce să experimentez plăcerea care mă așteaptă și pot să mă gândesc la consecințe mai târziu. Samson a făcut așa și a ajuns să-și piardă vederea, puterea, reputația, libertatea și viața. Rezistă pentru a primi binecuvântarea lui Dumnezeu. Roagă-te, Doamne, nu doresc să mă implic în nicio relație care știu că te-ar dezonora, care m-ar răni și care ar aduce suferință în viețile altora. Tu ai spus că gândurile pe care le ai cu privire la mine sunt bune. Deci, chiar dacă uneori am impresia că nimeni nu înțelege cât mi este de greu, mă voi încrede în tine și voi continua să aștept cu răbdare. Amin.